Salutare, Claudia, și bun venit tuturor! Numele meu este Ioana Sima și sunt hipnooperator extern și studentă Academiei Calogero-Grifasi, în timp ce colega mea, Claudia Bulgariu, este suport telepatic al metodei Calogero-Grifasi. Astăzi participăm la cel de-al 246-lea ciclu investigativ, protocol numărul 1. Protocolul pe care îl vom face este definit mixt, deoarece este alcătuit din două părți diferite. Prima parte este definită ca fixă și este formată din întrebări pe care nu le putem modifica sau aprofunda, decât în partea a doua a protocolului, definită explorare liberă. Acest mod ne permite să contaminăm cât mai puțin informațiile și tocmai din acest motiv, toate suporturile telepatice nu cunosc subiectul investigației. Oricine dorește să mă contacteze pentru o sesiune personală, poate trimite un e-mail la detaliile din referințele mele web în partea de text a YouTube-ului. Claudia, ia o poziție cât mai comodă. Ok. Și putem să facem câteva respirații împreună. Acum, voi număra încet de la 5 la 1, timp în care corpul tău se va relaxa încet și profund. Cinci. Mută-ți atenția pe respirația ta. Și simte cum aerul intră și iese prin nările tale. Simți o relaxare profundă. Patru. Îți simți corpul cum devine din ce în ce mai greu. Începi să simți punctele de contact cu patul tău. Începând de la picioare, simți o relaxare profundă care trece prin șolduri, spate, umeri, gât, maxilar,
Și cap. Corpul tău se relaxează și orice tensiune dispare. Trei. Continuă să îți urmărești respirația. Cu fiecare inspirație și expirație, mintea ta se golește și începi să te uiți înspre interiorul tău. Doi. În acest moment, orice sunet din exterior te va face să te adâncești și mai mult. Și mai adânc. În timp ce vocea mea te ghidează, continui, Claudia, să aprofundezi această stare profundă în propriul tău ritm. Unu. Foarte bine. Acum, în această stare profundă, începi să iei contact cu mediul subtil. Voi număra de la 1 la 3, iar la 3 îmi spui care sunt cele mai importante informații ezoterice prezente în eter, care simți că sunt legate de Jocurile Olimpice de la Paris 2024. 1, 2, 3. Mi-a apărut imediat o imagine ca un perete de ceva negru, foarte înalt, amplu și cu o formă totuși. În prima fază parcă era o masă de energie, însă percepția e că are și o formă. Poate se va ști stabiliza mai bine, dar pe moment o văd parcă e în mișcare. Parcă se mișcă, cum să zic, parcă descrește și crește. Iar percepția mea este legătura cu jocurile, ca și cum prin ceea ce se face, datorită a ceea ce se face în cadrul jocurilor, această masă uriașă crește sau descrește. Știi, parcă ar fi în legătură una cu alta. Parcă ar pleca din pământ, senzația e. E foarte mare, foarte mare. Știi cum am percepția vizuală a terei? Iar acest zid, să-i spun, ar fi sădit
în pământ și e foarte înalt. Dar lățimea ei și forma ei pendulează mereu, cum îți spuneam, în funcție de condițiile probabil existente pe pământ. Foarte bine. Mai vedem, știi, pe parcurs, deocamdată e așa, ca o primă imagine mi-a apărut. Foarte bine, Claudia, foarte bine. Acum, observă situația geopolitică în raport cu Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Ce captezi? Mi-apar niște imagini, nu contradictorii, ci ele între ele parcă s-ar, nu văd o armonie, ca să zic, ar fi contradictorii, ar fi în concurs, în concurență, anumite puteri. Dar dincolo de ele, mai sus, parcă văd niște fire, știi cum mi se înfățișează ca niște, să le zicem, cercuri de putere, dar de deasupra lor, când mă ridic asupra acestora care creează toată vâlva asta între ele și contradicția și războaie, conflicte, nu doar de războaie, ci conflicte efectiv de interese, deasupra lor mi-apare o... vine să zic o piramidă, dar piramidă făcută numai din laturile exterioare, parcă n-ar fi plină. Parcă e doar pentru a conecta punctele astea de divergență într-un punct unic, acolo sus, în vârf, în vârful piramidei. Adică, cum îmi vine mie percepția despre imaginea asta, este că de la punctul ăla de sus s-ar coordona toate acestea. Nu e ca și cum ar fi un haos, o dezordine. Aparent este, dar totuși eu le văd conectate acolo. Apoi vom mai vedea despre conexiunea asta, dar asta este imaginea care mi-apare acum. Foarte bine. Foarte bine. Acum, privește ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris 2024 cu privire la planul metafizic. Ce percepi? Acum mi-apare o imagine și o senzație, eu o simt greoaie. Imaginea este de un gri spre închis, un gri închis, iar vibrația este foarte joasă. E o vibrație de metalic, parcă ar fi niște piese de metal care se izbesc unele în altele și creează acea, știi, vibrație neplăcută urechii. Parcă mi-ar vibra pe interior într-un mod foarte greoi sunetul ăsta. Nu e sunet, e vibrație, efectiv. Parcă s-ar urma, nu știu dacă mai rețin bine întrebarea, dar ceea ce observ, parcă s-ar fi urmărit prin deschidere, prin simboluri și imagini și tot scenariul, implementarea anumitor vibrații. Asta este în esență ceea ce văd, dar mi-apar tot felul de imagini schimbătoare, aleatorii, stânga-dreapta, dar ca esență parcă asta îmi vine să-ți spun, implementarea unor vibrații în câmpul colectiv, a unor vibrații greoaie, joase, într-un mod mai stabil decât se făcuse până acum. Adică parcă ar vrea să atingă un nivel mai profund în câmpul colectiv, în umanitate, prin tot. Acum mi-apar multe, multe, probabil le vom dezvolta. Adică mi-a venit acum o imagine cu guri de oameni care țipă, care se revoltă și inclusiv asta parcă era un lucru programat tot pentru a împământa aceste vibrații negative. Inclusiv prin acele, știi, prin crearea acelor reacții negative de revoltă, de rebeliune. Da. Foarte bine. Pe scurt, în esență, deocamdată, asta este ceea ce văd. Multe reacții, s-au urmărit obținerea mai multor reacții, chiar dacă aparent sunt diferite, dar creează, lor le folosește aceasta, anume crearea acestor disonanțe între grupurile de oameni,
știi, care reacționează diferit la diverse scene sau părți din ceremonie. Foarte bine. Care este mesajul subliminal din spatele reprezentării? Cine-i cea de taină? Știi cum îmi apar acum imagini? Tot îmi vine de cercuri, cum îți mai spuneam și la început. Iarăși îmi vine imaginea asta. Cercurile astea aparent reprezintă grupuri de oameni care au reacționat în mod diferit. Și un grup ar fi, adică unii contestă pe un motiv acea imagine, alții pe alt motiv, alții îmbrățișează ca fiind o dovadă de acceptare, de toleranță față de toate categoriile de oameni. Deci văd reacții diferite, în grupuri diferite. Asta este imaginea pe care o am și tocmai asta parcă s-ar fi dorit. Nu știu de ce văd în legătură, pe măsură ce eu îți spun astea, văd cercurile olimpice. Da. Știi, parcă ar fi o legătură cumva. Creare de egregoare diferite cu reacții diferite. Fiecare între ele creând contradicții cu celelalte. Și ceea ce s-a dorit, adică asta este ceea ce s-a dorit, tocmai crearea reacțiilor diferite și cât mai puternic posibil, dacă s-ar putea. Adică pe măsură ce este tot mai puternică o reacție, cu atât vibrează mai mult cercul respectiv, cu atât creează fricțiune cu celelalte cercuri, cu atât creează energia dorită de ei. Asta îmi parvine. Știi, parcă le văd în funcție de reacție fiecăruia, inclusiv aceea pozitivă, aparent de toleranță, de, știi, este în contradicție cu celelalte. Și atunci toate astea creează acea fricțiune, ca o baterie care este foarte... Da, să zicem, se creează curentul electric, dar de fapt energia de care este nevoie. Da, foarte bine. Foarte bine, Claudia. Acum, Olimpiada și operațiunea Matrioșca. Ce percepi? Mi-apar imagini de, să le zicem, operațiuni sub operațiuni, îmi vine să zic. Sunt doar imagini. Parcă ar fi mascate, deghizate operațiuni sub aspectul, aparențele unor alte sensuri pe care ele dau operațiunile respective. Dar nu mi-apar lucruri foarte detaliate deocamdată, ci doar parcă ar fi cercuri în cercuri. Iarăși, imaginea asta de cerc. Da, mai vedem ce mai apare. Deocamdată asta este ceea ce îmi vine. Foarte bine. Foarte bine. Acum, am terminat cu partea fixă și vom trece la partea explorativă liberă. Ai spus, Claudia, haide să ne întoarcem la peretele negru înalt pe care îl vedeai. Ai spus că el crește și descrește în legătură cu ceea ce se face în cadrul jocurilor. La ce te referi aici? Da, uite, acum tu când spuneai, când formulai întrebarea, mie mi-a părut că de fapt mai puțin are legătură cu ce se face, cât mai mult aveam în față o masă de oameni, față ochilor, ci de reacția lor, ca și cum ceea ce se implementează acolo beneficiază de niște tipare deja scrise, deja înscrise, stabilite de la început, dar ele sunt cumva alimentate cu energie din afară, de la privitori, în funcție de câtă energie pun aceștia. Adică știi cumva niște schelete parcă ar fi de energie. Asta apropo de
de spectacol, să-i spunem, spectacol, ceremonia. Parcă ar fi niște chei energetice, îmi vine să le zic. Am vizualizarea unor imagini geometrice chiar, tot felul de forme, nu foarte bine descriptibile, adică nu sunt foarte clar de descris, nu le văd ca o... Am și imaginea ca unor piramide, dar nu, foarte multe sunt ciudate. Parcă ar fi niște hieroglife, să le zic, energetice, cu tot felul de forme, mai complexe sau mai simple, dar parcă ar fi goale, parcă nu sunt... Ele strălucesc, sunt energie, dar depinde energia celor din exterior, ca să fie mai... Și de aici plecând, îmi apare acel zid, acea formă, diformă, așa ceva îmi vine să-ți spun, neagră, care crește sau descrește în funcție de ceea ce depun privitorii sau, mai bine zis, de calitatea energiei lor și de numărul celor care, adică celor care admiră, plac, privesc, sunt încântați, fascinați de ceea ce văd. Văd mereu ochi privind, știi, așa, cu foarte multă mirare, fascinați în televizor, în timpul ceremoniei. Acolo merge și energia de frustrare a celor care vor să câștige cineva și acel cineva nu câștigă, acel sportiv nu câștigă. Tot în această direcție merge? Acolo o văd mai târziu, ceea ce, da, este și asta, dar este mai târziu în timpul jocurilor. Eu acum eram focalizată exact pe ceremonia de deschidere. Aici vedeam toate simbolurile astea care parcă au fost pregătite, au fost sădite în metafizic și așteptau să fie alimentate în timpul ceremoniei și apoi. Eu ca imagine în față, apropo de ce ai întrebat tu, e ca și cum e alt palier acolo al frustrării concurenților. E ceva ce se întâmplă tot timpul în cadrul unui concurs. Parcă nu e de atât de mare anvergură și importanță pentru ei, ci simbolurile plantate în cadrul ceremoniilor și de închidere și de deschidere. Parcă astea le văd, știi cum le văd, ca niște capete ale unei haltere, îmi vine să zic. Parcă un capăt din stânga ar fi ceremonia de deschidere, capătul din dreapta cu greutatea ei mare este asta de închidere, da? Ambele capete sunt foarte grele, iar mijlocul este concursul în sine. Acolo se întâmplă lucrurile care se întâmplă de obicei în concursuri, dar și astea sunt în legătură cu, bineînțeles că e un tot, e o haltă întreagă, are legătură cu ceremonia de deschidere și închidere, dar totuși punctele de greutate le văd în aceste aspecte, în aceste margini. Foarte bine. Claudia, spune-mi dacă există o legătură cronologică între simbolurile și evenimentele expuse în ceremonia de deschidere și ceremonia de închidere. Cronologică te referi cu istoria anterioară a omenirii sau între ele, la ce te referi? Uite, de exemplu, în ceremonia de deschidere au existat dansatori care au căzut unul câte unul după scenă și unii oameni au legat acest fapt de o injecție. Iar în ceremonia de închidere vedem pământul, o reprezentare a terei cu ce s-ar putea, acei dansatori mascați fără față cu șeful lor îmbrăcat în aur cu coarne. Deci este, de asta te întreb, este o ordine cronologică a ceea ce au vrut ei să, da, ceea ce au vrut ei să expună? Da și nu, vine să-ți spun. Adică acum când zic da, este o ordine ca și cum s-ar fi vrut să se expună ca un simbol în partea de închidere a dispariției, cumva, a atenuării foarte mult a trăsăturilor umane, da, ca o finalizare fiind aceasta cu acel șef al lor, care nu e deloc uman, iar în partea inițială de deschidere...
Mai puțin nu mi-apare imagine cu, să zicem, injecție, dar în schimb am imagini cu suferință. Mi-apar tot felul de suferință de oameni, adică ceva creat, într-adevăr. Nu mi-a apărut direct o injecție, ci parcă pe multe planuri, nu doar... Nu e asemănarea asta cum a fost, știi, cu pandemia, să zic, prin ce am trecut, ci ceva mai extins, ceva pe mai multe planuri, gen... Am imagini cu oameni care se țin cu mâinile pentru că suferă de o boală sau de o afecțiune, sau pur și simplu am alături, sunt oameni care sunt foarte slăbiți, parcă nu ar avea energie. Deci asta mi induce... Parcă aș vedea o ploaie deasupra acestor oameni, nu e o ploaie reală, particule, are, de ceva. Are exact. Legătură cu vibrația aia foarte joasă, metalică, pe care o simțeai mai înainte, în timpul ceremoniei de deschidere? Și cu asta, dar asta o văd mai mult ca un rezultat a ceea ce se dorește să se impregneze, ca o finalitate. A ceea ce se dorește să se impregneze pe umanitate în general, dar ceea ce spuneam mai înainte sunt mijloacele prin care ei doresc, știi, să implementeze acea vibrație. Deci ceea ce spuneam ca particule care pică de undeva, ori din aer, ori prin ploaie. Și în același timp, o a treia imagine pe care o aveam era cu... Un corp uman, cum să zic, parcă nu ar fi prea bine hrănit, deci probabil gen foamete, gen suferință în toate laturile ei, provocată prin mai multe mijloace decât doar o, știi, injecție, ca ceea ce a fost anterior. Da. Foarte bine, foarte bine. Haideți să ne uităm la cercuri. Ai menționat foarte mult cercurile. De ce sunt 5? Ce reprezintă simbolul 5 în ezoteric? Da. Ceea ce văd eu este acum, cercurile sunt disparate în momentul de față. Le văd parcă ar fi fiecare într-un alt... Îmi vine să-ți spun că au de-a face cu elementele naturii. Pentru că le văd pe fiecare altfel. Unul parcă ar fi făcut din apă, unul parcă ar arde. Sunt cred că au de-a face cu elementele pământului. Foarte. E și ceva auriu. Unul este foarte auriu, strălucește, parcă ar fi soarele, vine să zic. Unul parcă este pământ, nici nu știu câte ți-am zis până acum, dar asta îmi vine să-ți spun. Și ceva care le leagă, unul parcă este, cred că aer, dar e un alt fel de aer, un aer dens. E un alt fel, parcă are o altă structură decât aerul pe care îl știm noi. Un aer mai dens, mai... Foarte bine. Bine, parcă ar conține și altceva. Da, vrei să mă întrebi altceva? Voiam să te întreb dacă felul în care sunt așezate cercurile pentru Jocurile Olimpice are vreo importanță, are vreun mesaj subliminal. Este un mesaj subliminal și este un mod în care se consideră că servește cumva funcționării lumii, consideră din punctul lor de vedere ezoteric. Tot văd mereu un cerc roșiatic, vine să zic stânga jos, în fine, mai puțin are importanța asta, dar ideea, percepția mea vizuală pe care o am, este că sunt așezate într-un mod care să creeze o coeziune. Și cei care stăpânesc această coeziune a cercurilor, a energiilor combinate în acest mod, ar stăpâni lumea, să zicem, sau ar deține o putere specială asupra mediului înconjurător, a desfășurării evenimentelor, al constructului în care trăim, dacă ar conține, dacă domină această așezare în modul în care este ea. Foarte bine. Mai devreme mi-ai spus că reprezintă în același timp și grupuri de oameni care sunt în dezacord.
Acolo asta egregoarele. vedeam, da, exact, și mi-apărea asta exact ca și elementele naturii, care aparent sunt în dezacord, aparent. Dar în momentul în care sunt combinate, la fel ca și egregoarele umane, creează o energie care cei care știu cum să o controleze, stăpânesc mase mari de oameni. Dar deja când îți spuneam asta, aveam și percepția stăpânire dintr-un alt punct de vedere. Parcă s-ar crea în același timp un echilibru. De asta este parcă, acum când îți spun, mi-apare, uite, acel vârf al piramidei de care ți-am spus la un moment dat. Parcă s-ar crea în același timp un echilibru. Tocmai de asta lupta, să zicem, a elitei, ca să mă refer la foarte mai clar, este foarte mare, foarte acerbă de a atrage acest echilibru în propriile mâini și nu spre o direcție favorabilă umanității. Pentru că în același timp, repet, văd cum toate aceste egregoare, dacă ar fi manipulate într-un scop pozitiv, ar aduce beneficii omenirii. Adică acele egregoare, acele cercuri pe care le vedeam de putere, de egregoare, de simțăminte umane, creează în fiecare o vibrație și dacă ar fi în mâinile sau da, în mâinile cuiva benefic umanității, ar, cum să spun, le văd, nu le văd palpând, fiind atât de puternic exprimate, cum le văd acum. Adică nu ar exista acel foc subtil de a le potența foarte mult. Adică, știi, acele egregori de ură, acela de revoltă, acela da, de... Da, acum sunt nearmonioase și ar fi armonioase. Exact, exact, exact. Acum au o armonie în dizarmonie. Înțelegi? Pentru că sunt folosite conștient de către o putere care nu dorește nimic în beneficiul umanității. Iată. Da, au o armonie pentru altcineva, nu? Exact. Okay. O armonie disarmonică. O armonie disarmonică. Când a fost vorba despre operațiunea Matrioșca și atunci ai menționat cercurile în contextul ăsta, ai spus cercuri în cercuri. Da. Același. Operațiuni în operațiuni, sub operațiuni. Exact. Deci în spate, da, e exact ce ai spus acum, cum că în spate se folosesc pentru a crea aceste imagini, această dizarmonie. Exact. Aparent sunt scopuri pozitive, dar nu mai aparent. Da. Nu știu... Nimic despre operațiunea asta. Foarte bine. Ce reprezintă flacăra olimpică în ezoteric? Îmi vine să-ți spun lumina, din punctul de vedere al lor. Ceea ce consideră lumina. Lumina individualității, lumina aparentei libertăți. Dar ca orice concept care este folosit de elită, sunt cu dublu sens cel puțin, dacă nu și mai multe, 3, 4, 5 sensuri la fiecare simbol pe care îl folosesc. Aproape tot ceea ce se folosește poate fi în egală măsură pozitiv sau negativ. La fel și aici, flacăra olimpică este de fapt speranța lor de a aduce la lumină propriile învățăminte, propriile concepte, propriile dorințe. Știi? Despre asta este vorba. Niciun caz de libertatea umanității sau de ritual, de repetitivitate. În momentul în care văd flacără, văd foarte multe flăcări în spate. Și fiecare flacără redeschisă conferă o putere și mai mare celorlalte anterioare. Întipărește, întărește și mai mult tiparul. Foarte bine. Ai spus repetitivitate și mă întrebam de ce se organizează aceste jocuri olimpice odată la 4 ani. Ce semnificație e în spatele cifrei 4 în contextul ăsta? Văd tipare și parcă au de-a face cu multe, cu evenimente, cu tipare din trecut,
cu anumite matrici pe care ele respectă și nu neapărat cu 4 ani, ci cu un fel de subdiviziune a altor cifre, îmi vine să-ți spun. Văd parcă ar fi multe calcule făcute și aceasta este o unitate mai mică a unor alte sume, cifre importante. Pentru a se repeta mereu și a crește și a sărbători mereu, în felul ăsta întărind tiparul respectiv, acela mai mare. Aparent sunt simboluri mitologice, aparent fără nicio importanță, dar de fapt le văd ca într-adevăr foarte, foarte dau o importanță foarte mare elita acestor ritualuri repetate în fix aceeași manieră, la aceeași perioadă. Nu doar în Jocurile Olimpice, ci în foarte multe lucruri pe care, ritualuri pe care ei le fac. Foarte tocmai calculați. Pentru a da, foarte calculați, exact, pentru a da putere mai mare acelui tipar deja creat cu mult timp înainte. Tot în legătură, bineînțeles, cu energii pe care vor să le implementeze, cu entități pe care vor să le întărească sau să dea putere, tot în legătură cu extracția aceasta de energie de la masa mare de populație, a umanității. Da, foarte bine. Poate sunt mereu în legătură cu asta. Foarte bine. Vreau să ne uităm acum la Jocurile Olimpice din trecut, de când au început ele, și la Jocurile Olimpice de azi, la ceremoniile mai degrabă, de atunci și de acum. Ce percepi? Diferența dintre ele de atunci da. Și de acum? Da. Am o imagine acum vizuală cu întărirea a ceea ce spuneam, adică le văd acum toate ritualurile astea mult mai intruzive. Ăsta e cuvântul, nu venea. Mult mai intruzive, parcă e un moment important, cred că are de-a face cu dezvoltarea în același timp a umanității, cu creșterea în conștiința umanității. Și de aici vine și necesitatea lor de a deveni mai intruzivi, de a crea cât mai multe cunoștințe, de a împământa, pardon, și de a folosi cât mai multe cunoștințe ezoterice, metafizice, pentru a-și implementa propriile scopuri, să zic, programe. Ale lor, datorită programe, exact, datorită acestei paralele dezvoltări a conștientizării umanității. Văd mai multe. Adică e o imagine paralelă cu ceea ce era înainte, pe vremuri. Știi ce imagine am? În jocurile anterioare, deci din antichitate, da. Văd entități sau ce-or fi ele, parcă sunt mult mai prezente acolo, la jocuri. Parcă și-ar lua într-un mod mai direct energia. Ok. Parcă aici nu văd, aici văd foarte multă schematologie, bine să zic, știi, în jocurile prezente. Exact, da. Iar mi-apar acele simboluri, acele hieroglife, acele parcă ei ar trebui hrăniți într-un alt mod, parcă ar fi undeva mult mai în spatele scenei. Nu pot fi atât de aproape. E altfel energia în prezent, e altfel frecvența. Altele sunt timpurile, cumva parcă ar avea de a face cu ritmurile universale și ei nu se mai pot manifesta acum în același mod în care erau. Adică știi cum aveam imaginea pe vremuri? Nu existau atât de multe tipare, atât de multe ca acum. Aerul în sine energetic parcă este mai curat, mai alb, mai curat pur și simplu. Acum? Dar nu, atunci. Înainte, da. În antichitate mă refer. Așa, și am imaginele astea ale entităților foarte mari, uriașe și parcă ar privi direct jocul, direct și ar lua, știi, sunt prezent da. Nu. În prezent nu văd deloc asta, e o diferență uriașă. Parcă ar fi blocați cumva, nu își pot manifesta în modul în care își manifestau în trecut puterea. De ce? Cred că are de-a face, adică asta e
percepția mea, are de-a face cu, direcția de dezvoltare a umanității, a conștiinței umanității. Și nu doar cu asta, ci cu ritmurile, cu modul de schimbare, de evoluție, să zicem, a atmosferei, a energeticii Pământului. Toate sunt într-o sincronicitate. Corpul energetic al Pământului cu locuitorii de pe el. Există o anumită sincronicitate între toate aceste condiții care nu mai permit pur și simplu manifestarea entităților direct într-un mod vizibil chiar pentru a-și extrage ceea ce au nevoie. Acum parcă sunt necesare mult mai multe tactici, mult mai multe tipare, simboluri, ritualuri, exact ceea ce vedeam. Putem spune că înainte era extracția asta de energie mai directă și acum e mai subtilă prin muzică, exact, prin vizual. Prin vizual, exact, prin toate, prin aceste ceremonii uriașe, exact, cum sunt jocurile, da, prin implementarea aceasta. Este mai subtilă, în același timp mai agresivă, mult mai agresivă. Parcă tocmai din cauza asta, pe măsură ce umanitatea își dezvoltă o conștientizare tot mai mare și setea de energie este tot mai mare de partea cealaltă și lipsa lor e tot mai mare și atunci agresivitatea devine mai evidentă. Modalitățile devin deci tot mai subtile. Foarte bine, da, foarte bine. Acum vreau să știu dacă această ceremonie de închidere reprezintă o schimbare majoră pe planeta Terra. Este ceea ce ei doresc să implementeze. E din nou ca un simbol, ca un ritual pe care ei doresc să-l însămânțeze ca o sămânță în mentalul colectiv. Dar nu o văd în niciun caz ca o, ca ceva palpabil, ca ceva din nou. Știi cum văd? Ca un câmp în mișcare. Ca și cum ar avea foarte mare legătură cu energia care se pune în acel câmp și în acea sămânță pe care doresc să o sădească. Ei au pus acolo tiparul, iar îmi apar acele tipare goale de energie, iar oamenii umplu, știi, ca fagurii de miere. Când vin albinele și pun miere, la fel și oamenii în funcție de câtă credință pun în acest tipar, atât de mult îi dau probabilitate să se împlinească sau nu. Dar dincolo de ceea ce îți spun acum, am o percepție, adică am în fața mea acele figuri șterse, fără trăsături umane. Da. Însă îmi vine să-ți spun că un procent foarte mic, adică este la un nivel de experiment și parcă s-ar și pune în practică la un moment dat aceasta, însă la un procent parcă nesemnificativ din umanitate. Nu neapărat nesemnificativ ca și, uite, acum îmi vine să-ți spun un 30. 30. Dar nu 30%, dar nu cu, acele modificări fizice, așa cum am acum în fața ochilor. Percepția mea este că vine mai mult din datorită dominării, manipulării mentale, a tuturor mijloacelor pe care le vedem și care se vor agrava și mai mult, vor fi și mai puternice și mai intruzive în mentalul colectiv. Adică prin media, prin, să le, cum se spune într-un cuvânt, spălare a creierului, știi? Mai mult asta îmi vine mie să-ți spun, în niciun caz la fizic, nu la trăsături fizice că se șterg, ci ceea ce definește o ființă umană în totalitatea ei, cu toate atributele ei originale, anume, adică se șterg trăsăturile astea de creativitate, de empatie, de căldură umană, dar procentul care îmi vine, deși nu e unul nesemnificativ, totuși nu definește, știi, totalitatea, adică asta îmi vine să-ți spun, în 30 doar. Da, deci această schimbare va avea loc dacă oamenii vor participa mental, exact, la semințele care tot sunt plantate prin aceste, exact, spectacole.
Exact. Și da, se pare că unii, da, vor alimenta aceste scenarii pentru că nu le vor vedea, de fapt, scopurile de desubt, iarăși, acele operațiuni în cadrul altor operațiuni. Ei le vor lua ca niște lucruri inofensive sau chiar benefice, că e foarte bine să facă, știu eu, nu știu ce, inteligența artificială, anumite lucruri în locul lor, nevăzând, de fapt, că încet, încet cedează tot mai mult din trăsăturile proprii de umanitate. Foarte bine, foarte bine. Am încă o întrebare pentru tine, Claudia. Sigur. De ce festivitatea de deschidere a avut loc în aer liber și de ce festivitatea de închidere a luat loc înăuntru, în interior? Acum când ai spus în aer liber, știam și din auzite, deși eu n-am văzut niciuna din festivități, dar știam din auzite că a avut loc pe apă. Da. Și acum când tu ai spus, mi-a venit chiar imaginea cu apa, curgerea și mai multe simboluri amestecate aici în vin. Nu e doar unul. Uh-huh. Mai multe simboluri cumva de curgere, de împlinire a proiectelor lor, adică curg, merg, sunt fluide, iar aceea de închidere, de blocare într-un spațiu închis, de închiderea umanității, simbolic vorbind, bineînțeles. Da, sigur. De închidere cumva într-un tipar stabilit de ei, dorit. Din nou, ca și cum ar încerca să pună, să stabilească marje clare, știi, piloni pentru a face posibilă manifestarea. Sunt doar simboluri. Doar simboluri, nimic altceva, ca și cum nu pot prinde viață în conștiința unei persoane, a unor umani, să zicem, cum sunt mulți, cu un nivel de conștiință care trece dincolo de aceste tipare. Pur și simplu nu încarcă, nu dau viață acestor tipare. Sunt doar simboluri pe care ei le doresc să fie implementate. Sigur. Dar nu vor prinde viață pentru foarte mulți oameni. Foarte bine. Deci asta a fost dorit să se implementeze. Exact. În aceste două ceremonii, foarte bine. Referitor la cina cea de taină, în care au apărut persoane LGBT, etc., a fost cu un scop de trezire a maselor sau încă o încercare de a separa oamenii? Exact. Tu când puneai întrebarea, mi apăreau imagini cu, nu cu imaginea respectivă, aceea am văzut-o și eu, ci cu imagini de reacții. Exact, mi-apar exact din nou acele celule, să le zic. Da. Exact. Asta mi-a apărut din nou acum și foarte puternice, foarte puternice și foarte bine fiecare, cum să zic, știi cum ca pilitura aia de fier, vine să-ți spun, parcă fiecare în funcție de vibrații se atrage în grupul respectiv, se duce acolo și creează o mare agregare de emoții, de simțăminte, de revoltă, cum e posibil asta, alții nu, de fapt nu era asta, era altceva, alții. Exact ăsta a fost scopul cumva, de a crea opinii separate și de a face cât mai mulți oameni să ia o poziție fermă în opinia respectivă. Adică nu aveai voie să fii indiferent, trebuia neapărat, tocmai de asta a fost făcut într-un fel ambigu, a fost creată acea imagine, pentru a da mai multe sensuri, fiecare să-și poată lua în funcție de propria vibrație, propriul nivel de conștiință. Și aici când mă refer la asta, văd din nou și în alte ocazii, de asta îți spun din nou, ca și cum cea mai bună atitudine exactă ce a fost de a nu da, de a nu încărca niciun fel, prin nicio poziție fermă, acest mic egregor pe care i-au încercat să-l formeze, format din mai multe egregoare. Ei așa ar fi vrut și așa s-a și întâmplat. Dar cea mai bună atitudine o văd asta, de neutralitate, de observare. Da. Pentru că foarte multe indicii sunt în acel, multe detalii prin care s-a dorit crearea de cât mai multe vibrații negative și cât mai opuse între ele posibil. Cât mai opuse, pentru a se crea rivalitate, disonanță între oameni. Da, foarte bine. Dansatorii și actorii și cântăreții care au participat la ambele ceremonii, ei sunt conștienți de simbolurile pe care le transmit publicului?
Mi-a venit un 70% că nu. Mi-a venit. Mi-e prea îmi vin chiar procente. Acum mi-a venit exact procentul ăsta că nu. Da. Din contră, un soi de mândrie că au fost selectați să participe în acest spectacol grandios, mare, de punere în scenă uriașă. În schimb, din ceilalți 30, am clar percepția că se simte la un nivel, dar nu văd o foarte mare... Nu. Parcă din interior de acolo au fost aleși cu destul de multă grijă pentru a nu deranja implementarea acelor tipare, acelor, îmi vin iarăși acele linii de forță energetice, acele tipare, au fost aleși cu grijă. Cine simțea, chiar și dintre participanți, apoi dintre concurenți, parcă văd la un nivel cumva și îl respingeau singuri, îmi vine să-ți spun. Deși simțeau că ceva nu e în regulă, parcă aveau un soi de sentiment de joasă vibrație, îl respingeau. Ca și cum nu e posibil, nu, mi se pare mie, e ceva grandios. Erau foarte mult prinși în această vrajă a spăielii astea strălucitoare, știi, a grandorii, organizării. Ca și cum ar fi făcut parte din ceva extraordinar, ceva care se întâmplă rar. Da, asta e percepția mea. Parcă din afară mult mai bine s-a văzut. Cei care au privit cu detașare, de la un nivel de echilibru, mult mai bine au putut să vadă toate elementele astea de simbolistică, liniile de ritual, dorința de a implementa anumite semințe pentru viitor, pentru a le face să înflorească, să ia naștere în viitor. Foarte bine. Foarte bine. Acum, uită-te la Thomas Joly, directorul artistic al ceremoniilor de deschidere și de închidere, și spune-mi ce ADN are, cum îl vezi? Am venit să-ți spun că uman, cu un procent de insectoid, îmi vine să-ți spun, pentru că mi-au apărut imediat niște aripi de insectă în momentul în care ai pronunțat numele lui. În schimb, în același timp când tu ai spus întrebarea, îl vedeam, nu știu de ce, cumva ușor palid, ca și cum nu era foarte, foarte important, decisiv rolul lui. Am percepția și senzația că e mai mult scos în față ca fiind decisiv, ca fiind directorul, dar el de fapt a urmat niște directive, a urmat un scenariu deja... Nu în totalitate, am percepția că a avut aportul lui în toată aceste ceremonie, însă cumva ca și cum ar fi conectat doar niște puncte deja trasate dinainte, niște tipare deja, adică a avut un nivel de libertate destul de restrâns. Nu a decis totul. Și ceea ce a decis în conformitate cu indicații, nu doar cu indicații directe, îmi vine să zic de o vibrație comună era, adică și el era în asentimentul celor deja trasate, prin felul lui, prin personalitatea lui, prin caracterul lui, să spunem, felul lui de a fi. Deci, ascultător. Da, obedient, să spunem, obedient. Dar în același timp obedient entuziast. Asta e cuvântul. Obedient entuziast. Ok. Deci de aceea el a fost ales pentru a fi fața celor care au creat acest spectacol. Exact, pentru a fi expresia spre public, știi, expresia Jocurilor Olimpice, a organizării. El a fost ales tocmai de asta, datorită acestor trăsături de care îți spuneam. Foarte bine, Claudia. Foarte bine. Ultima mea întrebare este, care este scopul ezoteric
în globalitate de la, al jocurilor olimpice, de la invenția lor și până acum. Mi-a apărut iarăși acel zid. Așa. Eu îi tot spun zid, dar nu e foarte corect ce spun. Dar în esență, ceea ce văd și îmi vine să-ți spun în legătură cu aceasta, în esență, este implementarea și întărirea cât mai mare a celor egregoare de negativitate, că nu-i pot să-i spun o entitate. Atât de mare este zidul ăsta. E parcă ar fi... E ca și cum ar fi o dorință de a înclina balanța prin aceste tipare care se repetă mereu și și întăresc anumite vibrații pe care ele doresc, pe care ele vor implementate aici, e ca și cum s-ar dori creșterea atât de mare a acelui nivel de negativitate, a acelor vibrații, încât să încline balanța dualității de pe Terra înspre minus mai mult. Asta îmi vine să-ți spun. Împreună cu tot restul ritualurilor sau concursurilor sau toate lucrurile pe care le fac ei, în general, nu doar în Jocurile Olimpice, e ca și cum asta s-ar dori. Înclinarea mereu a balanței cât mai mult spre minus, cât mai mult spre ei, spre a sclaviza cât mai mult umanitatea, da. Pentru a... Deci, înclinarea balanței, ca și cum în momentul prezent și tot timpul a fost un anume echilibru între plus și minus, așa a funcționat mereu această lume, un echilibru. Dar ei mereu, mereu doresc și reușesc în anumite epoci istorice, îmi vine să-ți spun, să încline mai mult balanța spre, uite, acum mi-a venit evul mediu întunecat, de exemplu. Sunt momente în istorie când ei reușesc asta și ăsta este scopul lor mereu, peren, niciodată nu se schimbă, de a duce mereu balanța înspre ei, înspre dominare cât mai mare asupra umanității. E ca un joc, ca un dans foarte sinuos, mereu între plus și minus și toate nuanțele dintre. Dar totuși, dacă ei au ajuns atunci, evul mediu întunecat, ai spus, apoi vibrația s-a ridicat și asta au făcut-o oamenii. Da, oamenii împreună cu condițiile, din nou îți spun, pentru că totul este un mers fluid, nu este nimic rupt o condiție de alta, adică oamenii nu sunt rupți de câmp energetic al Pământului sau invers. Sunt cumva perioade, mereu momente în când lucrurile se schimbă, se transformă. Ei, momentul de față parcă se merge spre o dezvoltare a umanității, a nivelului de conștiință, însă asta atrage după sine, bineînțeles, o creștere și a minusului. Da. Iar acest minus încearcă tot timpul, indiferent de perioadă, încearcă mereu să atragă o felie cât mai mare spre sine. Ceva de felul ăsta. Și până când, din păcate, da, pare că separația este tot mai mare, datorită și acestor ritualuri și acestor concursuri, pun și ele umărul, ca să zic, să creeze această separație tot mai mare. Da. Și da... De aici, într-adevăr, sunt posibil, ca și probabilitate, să aibă loc evenimente care sunt dificil de gestionat, dificil cumva pentru pământ în sine, pentru umanitate, dificil de gestionat. Acum mi apăreau, de exemplu, acele imagini care ți-am spus și mai devreme cu oameni în suferință, cu oameni înfometați, cu pierderi de vieți omenești, adică ceva mai complex decât ceea ce am trecut cu injecția, știi, cu acea seringă pe care... Dar totul face parte cumva dintr-o curgere, dintr-o... Vreau să mă întreb ceva. Nu, spunem, continuă. Totul face parte dintr-o curgere, adică este, între ghilimele, normal. Exact, să le zicem normal, adică face parte din tiparele Pământului, din tiparele de dezvoltare, de modul în care se corelează toate condițiile ale Pământului, universale, conștiința umanității, o creștere.
Foarte bine. Am spus cuvântul creștere pentru că aveam imaginea umanității parcă trecută deja de aceste fricțiuni, parcă în momentul de față parcă aș vedea aceste separații tot mai mari, care vor continua mai mari, evenimente care cumva sunt greu de gestionat pentru umanitate, însă în același timp văd în continuare creșterea nivelului de conștiință a umanității. Parcă s-ar trece printr-o sită de aia, știi, pentru că cei din zona de minus își doresc cât mai mult să crească. Și atunci încercările și provocările parcă vor fi tot mai mari, tot mai mari, chiar și pentru zona de plus. Însă asta cumva ascute și ajută umanitatea sau, în fine, partea de umanitate care e pregătită pentru asta să-și dezvolte și mai mult nivelul de conștiință. Cam ceva de felul ăsta. Foarte bine. Foarte bine. Super. Wow. Ai mai observat ceva de-a lungul investigației ce ai vrea să menționezi acum și n-ai apucat? Ceva ce ți se pare important de spus? Nu, asta acum ce îți spuneam la sfârșit, asta mi se pare foarte important. Ca și cum o atenție, o concentrare, o centrare tot mai bună pe acele simțăminte care vin din interior și mai puțin raportarea la ce vine din afară. Parcă e un moment în care fiecare trebuie să-și refacă cât mai bine posibil legătura cu propriul interior, cu acea zonă care nu este atinsă de condiționări, de ceea ce vine din afară, ce vine de la mass media, de oriunde din afară, chiar și din ceea ce spun orice maestri, orice, nu știu, parcă mi se pare foarte important și va deveni tot mai important să ne conectăm la propriul interior, la acel punct de echilibru, de non-dualitate care există în fiecare dintre noi. Să refacem echilibrul ăsta cât mai mult, pentru că ne va ajuta foarte mult în viitor. Da. Foarte bine. Foarte frumos. Acum, Claudia, te poți deconecta de tot și de toate. Te vei simți bine. Îți poți face un duș de lumină care te va încărca cu liniște, pace, fericire. Și încet, încet, poți să revii și să deschizi ochii când ești pregătită. Mulțumesc, Claudia! Bună, Ioana! Bună, Claudia! Cu mult drag! Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno
liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche a tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa. Il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì e abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine, credo, o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario, no, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte, a dove arriva, viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni?
Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre, chiamato cosiddetto, il cosiddetto grigio, è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi. E che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno, non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, cioè, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma se aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia. O se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, in forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già vi ho detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale
potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può avviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi, quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosure. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni? Perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque, quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi. Che poi anche è molto istintivo. Supponiate che supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso, l'ANSA in Italia, ADN Cronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non mi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione
si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà, è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti, su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo, per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche. E l'informazione si usa in un'altra maniera, a un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.